Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic în Evanghelia lui Marcu și avem astăzi subtitlul O zi din lucrarea Domnului Isus. Evanghelia lui Hristos este o putere, o dinamită a lui Dumnezeu pentru mântuirea, eliberarea fiecăruia care crede. Ce este dinamita Evangheliei? Nimic altceva decât iubirea. Este dragostea care este combustibilul vieții, combustibilul Universului, puterea prin care Dumnezeu a creat totul. Este dragostea. De aceea trebuie să știm cum putem să dezlănțuim această putere și în viața noastră. Și singura posibilitate de a o dezlănțui este să o înțelegem. Pentru că nu putem pune în practică nimic ceea ce nu înțelegem. Și ne trebuie o cheie pentru aceasta. De aceea, Evanghelia lui Marcu vrem să o studiem pe baza cheii pentru a o înțelege corect. Avem Evanghelia și avem cheia. Și dacă o folosim împreună, vom ajunge la o înțelegere comună a soliei acestui evanghelist, Marco. Citim de la versetul 1 din capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci Evanghelia are un conținut, are un personaj. Și acela este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, Trimite înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Lasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustiu, propovând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat ca o haină, cu o haină de păr de cămilă, și în mijlocului era încins cu un bru de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan, propovăduia și zicea: După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu, da. V-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Deci, Ioan este cel care pregătește calea. Marcu nu face o introducere în Evanghelia sa prin nașterea lui Hristos, el doar se referă la lucrarea Domnului Hristos. De aceea, începe cu Ioan, cel care îi pregătește calea. Apoi, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaret, Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit în tine, îmi găsesc toată plăcerea mea. Și asta este botezul lui Hristos și confirmarea sa ca fiu al lui Dumnezeu. Ceea ce este foarte important, dacă o să înțelegem lucrarea Domnului Hristos, vedem cât de important a fost această revelație care Isus a primit-o din partea Tatălui și care a văzut-o și cei din jurul Lui și confirmarea cine este El. Pentru că vom vedea în tot parcursul studiului, în tot ceea ce contează în viața omului, este să înțeleagă cine este El. Și aici tatăl îl confirmă pe fiul său ca fiind fiul său. Îndată Duhul mânat, a mânat pe Isus în pustiu, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngerii. Aici este ispita lui Hristos în deșert. Ioan nu apare să o pună prea mult în centru, și continuă și spune, după ce a fost închis Ioan, după ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iată, Isus preia acel loc pe care Ioan l-a avut când l-a introdus și vestește același Mesaj. Și acum, înțelegem bine ce înseamnă acest lucru, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă pocăință? Pot eu să o explic? Am nevoie de o cheie ca să o explic? Pentru că sunt așa de mulți oameni care fac tot felul de lucruri. Unii se uh, biciuiesc când se pocăiesc, alții. Uh, uh, eu știu ce fac, merg o mie de pași pe jos sau pe genunchi sau alții uh, merg în drumeții uh, ca să-și plătească păcatele, alții se duc să lucreze, eu știu, știu pentru ce lucrare bună ca să-și să se pocăiască, alții meditează, alții se retrag în munte, alții devin uh, călugări sau orice ce fel de de retragere, este asta păcălsa? Asta, la asta se referă Hristos? Și ce înseamnă să crezi în Evanghelie? Vedeți, dacă nu avem cheia pentru a înțelege aceste lucruri, noi nu o să înțelegem niciodată cel mai simplu lucru pe care Hristos a venit să-l vestească. De aceea avem nevoie de o preștiință. Și acea preștiință este să cunoaștem condiția umană la naștere. Trebuie să știm cum a fost omul, cum este el zămislit, cum ajunge el să existe și care e poziția sa în momentul nașterii. Apoi trebuie să cunoaștem legea fundamentală a tuturor lucrurilor. Că orice lucru este un canal și spiritul omului și pentru spiritul omului Dumnezeu i-a dat cele două table, una care guvernează intrarea și cealaltă care guvernează ieșirea din el. Ce este neschimbabil la oameni, trebuie să cunoaștem structura și funcțiile, pentru că o să avem anumite evenimente aici, vindecări și deposedări, sau, și va trebui să avem o explicație asupra acestor lucruri, atât cât putem să cuprindem cu rațiunea noastră. Și apoi, evident, că dacă nu știm despre ce este vorba, cu ce funcționează omul, care e combustibilul vieții, nu avem nici cum să știm la ce se referă Hristos. Deci, ele sunt cheia. Această cunoaștere trebuie să o avem dinainte. Și Marcu pleacă de la această idee că este cunoscut, că se știe care e condiția omului la nașterea lui, că se știe legea și așa mai departe. Dar noi astăzi, dacă o citim și nu avem cheia, vom face tot felul de lucruri de pocăință, dar oare vor face ceva în viața noastră? Deci, haideți să vedem simplu cum stau lucrurile. Omul a fost creat să funcționeze cu iubire, cu dragoste. Iubirea este acel lucru pe care omul trebuie să o ia din Dumnezeu. Cablul acesta este cine sunt eu. Este acela care îl lega pe om direct de Dumnezeu. Omul însă, când a fost ispitit, s-a înșelat în sine însuși că el ar putea să fie altcineva decât o creatură și astfel își pierde legătura cu Dumnezeu prin auto și se leagă de satana și de oameni. Și asta este priza egoismului. Nu niciun om care are în el iubire, ea există doar din Dumnezeu. Și astfel toți descendenții lui Adam sunt născuți morți, trăiesc, așa zis, într-o viață moartă și doar pentru că există un plan de mântuire, ei trăiesc. Toți descendenții nu sunt viabili, așa cum peștele pe uscat și omul sub apă nu sunt viabili, nu pot să trăiască. Așa nici omul deconectat de Dumnezeu, deconectat de sursa iubirii, puterii, a combustibilului de viață, el nu poate să trăiască. Haideți să vedem acest lucru: cum funcționează în Spiritul Omului, deci omul. Are un spirit și necesitățile sale sunt iubire, dreptate, libertate, combustibilul cu care trăim. Dar acesta vine din afară. El este o informație. Dar orice informație trebuie să vină de la o persoană. Și Dumnezeu este acela care este furnizorul acestor informații, El este acela care ne dă cuvântul Lui, puterea lui Dumnezeu este în Cuvânt și ea trebuie preluată de Spirit printr-un act activ. Din partea Spiritului. Deci el doar să audă Cuvântul lui Dumnezeu, nu îl introduce. El va trebui printr-un act activ să preia. Și cum face acest lucru? Identitatea pe care a dat-o Dumnezeu. Cablul de legătură. Verifică informațiile. Cine sunt eu? Mă face să mă încred în acea legătură, în acea lege, în acea măsură. Pentru că trebuie să mă încred întâi în acel lucru care este neschimbabil. Ca apoi, prin credință, să preiau. Cuvântul lui Dumnezeu și să trăiesc din el. Pentru că încrederea în Dumnezeu și credința în Cuvântul Său nu au fost puse niciodată la alegere, pentru că Spiritul nu putea să trăiască fără să fie băgat într-o priză. Da, El se bagă singur. Însă Dumnezeu a făcut aceasta să fie un automatism, pentru că nu există alegere la aceasta. Alegerea e doar la intrare, la ieșire, când. Am preluat cuvântul, fac ceva. Măi, e ca și cu mâncatul. Am mâncat, mă duc la treabă. Și mâncarea aceea am, dă puterea ca să muncesc. Așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Ea este puterea lui Dumnezeu și cel care îl preia trăiește și funcționează din acel cuvânt. Puterea cuvântului este atât pentru Spirit și cât pentru Trup. Și acum, omul, când s-a înșelat și a schimbat identitatea. El acum nu mai poate să se încreadă în Dumnezeu. El crede că se încrede în sine. Crede că puterea este în el. Oricum, oamenii spun, puterea, iubirea vine de la mine. Ei nu văd că ei au nevoie de Dumnezeu. Am vorbit în zilele acestea cu o pacientă care zice, vreau și pe nepotul meu să-l să-l fac să creadă în Dumnezeu. Și preotul cumva a reușit să-i dea un mesaj prin bunica lui să vină la biserică. Și băiatul zice, a, dacă preotul îmi dă atât atenție, vin și odată la biserică, dar ce cu Dumnezeu n-am -am ce să fac. Și preotul, ca să-l omească după ce a făcut acel servici divin, la i-a dat-o ciocolată. Copilul, de ce nu crede în Dumnezeu? La 14 ani, de ce nu cunoaște că el are nevoie de Dumnezeu? Pentru că nu-și cunoaște nevoia. El crede că trăiește din Sine. El crede că trăiește din Cuvântul Lui. El a are de înșelarea din Inima Sa. Și acum, bunica vrea să-l să ajute, dar și ea nu știe mai bine că ea merge la Biserică și face acele ritualuri neînțelegând nici acum funcționează omul și unde este problema ei. Pentru că omul trebuie să se încreadă, nu are încotro. Și acel copil se încrede, dar are mamă încă, are și bunică. Da? Toate astea se întâmplă subconștient. El nu are nicio grijă, pentru că e legat. Și atât timp e bine cu mama și cu tata și cu bunica, el, el, nu are nicio, nicio nevoie să creadă că el are nevoie de Dumnezeu el nu crede nici că are nevoie de oameni, dar ascultă de oameni, ascultă de mama, ascultă de tată, pentru că are nevoie și este legat de el. Și este un dependent de cuvintele oamenilor. Când preotul l-a invitat, a zis, a, preotul chiar are interes la mine și astfel a venit acolo, măcar o dată. A primit și o ciocolată, dar i-a spus preotul că el este înșelat în inima lui și că are nevoie de un mântuitor care să lege iar de Dumnezeu? Își cunoaște el dependența de dinamita vieții, a iubirii? O știe? Zero. Nici preotul nu știe, nici bunica nu știe, dar preotul și bunica, ei fac o slujbă, că așa se face, că așa au crescut. Dar în inima lor, sunt departe. Așa cum erau și poporul lui Dumnezeu când a venit El, când a venit Hristos. Deci va trebui să înțelegem. Omul nu poate să trăiască fără încredere și credință. Și pentru că este un automatism. El ascultă de oameni, adică poruncile oamenilor sunt sfinte pentru el și cuvintele oamenilor sunt acel lucru care îl strică. Fiecare zi îmi povestesc Oamenii, pacienții mei, ce li se spune? Unul zice, tata mi-a spus că eu nu sunt bună de nimic, sau bun de nimic. Și atunci asta mi-a stricat toată viața. N-am avut voie să merg, eu știu, la facultate, pentru că am, mi s-a spus, asta nu-i de tine. Știu încă, în, când am luat noi copiii noștri de suflet, și era unul din băieți, mi-a zis, Într-o zi, avea 13 ani atunci, zice, tu nu ești în stare să faci cele mai simple lucruri. Și am și pocnit în acel moment, pentru că nu puteam să rezist să-mi spune el așa ceva. Deci, cine îmi determina mie acțiunea? Cine îmi determina mie gândirea? Copilul acela care îmi zice un cuvânt. Și cuvântul acela eu îl iau și mă taie. Și nu pot altfel decât să mă lupt împotriva lui. Deci omul trăiește din cuvânt, dar fără să aibă o șansă să nu-l preia. Pentru atât timp cât această eroare este acolo, cablul acesta care te leagă de om este acolo, nu ai șansă de ieșire. Omul este propriul său distrugător, pentru că trebuie să creadă cuvintele celor din afară. Tu ești așa sau tu ești așa, tu ești așa, toți oamenii se întreabă ce zic vecinii, ce zic ceilalți, și așa suntem tot timpul în acea idee ce zice lumea. Și așa un cuvânt, să știți, așa un cuvânt care îți spune cineva, te poate duce să te omori. Nu este celălalt care te omoară, ci pentru că tu crezi un cuvânt care îl preiei și crezi că este împotriva ta. Și nici măcar n-ai șansa să vezi că te Pentru că noi ne aflăm în această situație teribilă. Ne-am născut cu acest, cu, această, cu acest cablu, cu acest mecanism atât de perfect făcut de Dumnezeu, dar care acum funcționează la fel, însă nu mai are pe Dumnezeu și legea sa și cuvântul lui acolo, ci are poruncile oamenilor, încrederea în oameni și cuvintele oamenilor ne determină viața. Pentru aceasta, a lui Hristos să ne mântuiască. Deci, cablul care îl conectează pe oameni cu sursa iubirii se află în interiorul spiritului uman. Nu este ceva exterior. E doar în interior. Face parte din structura spiritului. Nu este supus voinței. Este transmis prin legea eredității. N-ai cum să nu-l ai și nimeni nu poartă răspundere cu ce fel de cablu se naște. Deci, noi toți ne naștem cu cablul greșit fără nicio șansă de a ne regăsi de Dumnezeu. Mă arăt asta prin legea cum am ajuns eu la existență ca individ din mama și din tata. Ei îmi dau câte 50% din spiritul lor, adică spiritul meu e 50% din tata și 50% din mama, trupul meu e 50% din tata și 50% din mama. Și ei îmi mă numesc fiul lor și mama și tata și ei îmi moștenesc o identitate, un cablu care mă leagă de ei și face imposibil ca eu să mă leg de Dumnezeu. Asta este stadiul în care eu mă nasc, dar în care se naște fiecare om. Deci asta trebuie să cunoaștem. Nimeni în felul cum s-a născut nu poate să se lege de Dumnezeu. E imposibil, pentru că nu are cablul potrivit, care este în interiorul lui, nu în afara lui. Și acel cablu trebuie să lege de mămica sa și acolo unde se leagă de mânică, se leagă de și de soț sau soție, de partener și pe partea altă se leagă de toți ceilalți. Deci avem un cablu născut din ambii părinți care nu ne permit să accesăm pe Dumnezeu. Putem accesa doar pe cei din jurul nostru și ce luăm de acolo, acela este păcatul. Pentru că ce luăm din oameni vine din satana. El este acela care a Făcut această idee, pe care Adam a preluat-o și Eva și de atunci se transmite prin legea eredității la fiecare om. De aceea omul nu are șansă în stadiul în care se naște să intre într-o relație cu Dumnezeu. Este imposibil. Nu este cablul păcatul. Dar cablul nu ți permite să preiei informația decât din om. Și atunci cablul determină că omul, fără să vrea, fără să știe, el păcătuiește, adică preia cuvintele oamenilor și trăiește din ele. Și ca tare se autodistruge. Deci păcatul este un element subconștient datorită cablului greșit. Și acum păcatul doar revelează cablul în viața omului. Deci, problema umană este incapacitatea de a se lega de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu are combustibilul vieții, dacă în cuvântul său se află ceea ce eu am nevoie să trăiesc și eu n-am acces la acela, atunci sunt ca peștele pe uscat nicio șansă de viață. De aceea, este așa de important să înțelegem felul cum Iisus Hristos a ajuns în această lume. El este din veșnicie Dumnezeu și adaugă divinității sale omul. Nu putem înțelege legătura aceasta dintre divin și uman. Ea este acel mister despre care stă scris uh, Că este un mister, nu putem să înțelegem. Însă, ceea ce aparține de umanitatea lui Hristos nu este mister. Dar vedeți, în religie, oamenii uh, superficiali, să zic așa, neînțelegând cheia, neavând ceva clar după care să judece lucrurile, vin cu tot felul de idei. Iisus Hristos ca om avea nevoie să vină în viața lui Adam. Trebuia să fie sămânța femei. Nu putea să fie doar ceva, un om care n-are de avea ce cu viața lui Adam. De aceea el este sămânța femei. Dar acea sămânță a fost amestecată, vreau să spun, a fost, a fost contactată cu sămânța lui Dumnezeu. De aceea Isus Hristos este zămislit, Biblia este foarte clar, de către Duhul Sfânt, în Maria, ca și un bărbat care zămislește un copil. Maria era virgină. Nu a intrat niciun bărbat niciodată la ea. Dar ca Dumnezeu să zămislească copilul său în ea, nu este nicio, niciun lucru greu. Dar el este zămislit de Dumnezeu. Exact așa cum este zămislit orice copil. Altfel nu intra și nu devenea sămânța femei. De aceea Iisus Hristos, după legea eredității, ca om, avea jumate din spiritul său de la tata și jumate din trupul său de la tata, jumate din spiritul de la mamă și jumate din trup de la mamă. De ce era acesta necesar? Pentru că trebuia prin naștere, prin concepție, Iisus să moștenească un cablu care îl leagă de Dumnezeu. Aceasta a fost singura posibilitate ca umanitatea, adică omul Adam pierdut, să fie din nou legat de Dumnezeu. Nu se putea decât prin zămislire. Pentru că Isus trebuia în momentul existenței sale. Așa cum Adam în momentul existenței sale, dar de corect, identității corecte, s-a încrezut în Dumnezeu și a crezut și a trăit din cuvântul său și a făcut după bunul lui plac, le-a dat numele animal și tot ce a făcut. Tot așa și Hristos, când a fost zămislit, în momentul zămislirii, el a trebuit el însăși, în mod automat, pentru că avea legătura corectă să se lege de Tatăl și de acolo să trăiască din iubirea lui Dumnezeu. Aceasta a fost nevoia, prima nevoie, ca omul să aibă mântuire, este să fie legat din nou de Dumnezeu. Nu se putea face prin alegere, pentru că noi nu avem prin alegere conexia cu care noi ne legăm. E parte din structură, e parte din creație. De aceea când Tatăl a zămislit pe Hristos, el a moștenit acea identitate, acel cablu care imediat, în momentul existenței, l-a legat de Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos nu a păcătuit niciodată, nici în punctele cele mamei sale, nici când a ieșit afară, el a fost ispitit, da? Să folosească acest cablu, care l-a moștenit de la Maria, dar el nu a folosit acest cablu niciodată, el va trebui să-l distrugă, o să vedem în parcursul Evangheliei și acest lucru, dar acum pentru începutul să înțelegem despre ce, de ce este Evanghelia lui Hristos. Trebuie să înțelegem de unde vine Hristos ca om, ca Dumnezeu, este, nu putem să cuprindem, dar omenescul lui Hristos este clar arătat prin lege. Deci Iisus intră prin zămislire, în natura căzută, în viața moartă a lui Adam. Dar, fiind moștenind de la tatăl său, acest lucru care l-a legat din momentul acela de tata său, acest lucru se moștenește doar prin. Adică, acest lucru doar se moștenește. Nimeni nu poate să-l aleagă pentru că e parte din structură, felul cum Dumnezeu ne-a creat. De aceea El este Fiul lui Dumnezeu ca om și este Fiul omului ca om. Și acum, care sunt sarcini lui Iisus Hristos în timpul existenței sale pământești? El are sarcini de făcut în interior și sarcini de împlinit în exterior. În interiorul lui, el trebuie să mențină totdeauna legătura cu Tatăl. N-are altă posibilitate decât aceasta. Și pentru aceasta, el nu are voie să se îndoiască niciodată că el este fiul lui Dumnezeu. Aceasta este cablul. De aceea, când el este botezat, cerul se deschide și Dumnezeu confirmă că el este fiul său. Este începutul lucrării lui Hristos ca mântuitor pe pământ. Și acest început a lucrării sale începe cu confirmarea a cine este el. Pentru că aceasta va trebui să-l conducă prin întreaga viață. Pentru că aici este locul de, de luptă în inima sa. El trebuie să îndepărteze identitatea falsă moștenită în spiritul său și asta o face pe cruce și trebuie să creeze o ființă nouă, un om nou prin învierea din morți. Dar el are și o lucrare de făcut în exteriorul său și anume să-și reprezinte tatăl și caracterul acestuia și astfel Tata, fiind el fiind legat de tatăl, fiind fiul său, el evident că arată caracterul său. El trăiește astfel legea iubirii, pentru că fiind conectat de combustibilul vieții, Isus Hristos acționează pe baza acestui combustibil. În viața lui n-a avut loc niciodată păcat, pentru că tot ce a făcut Hristos a făcut din iubire, pentru că el se alimenta din Dumnezeu și din el putea să iasă doar felul lui Dumnezeu de a fi a iubirii sale. Asta a fost caracterul său ce trebuia să arate în viață. Dar a venit să vestească și un cuvânt. Deci zice, pocăiți-vă! Dar ce înseamnă aceasta? De la ce să mă pocăiesc? De aceea el conștientizează oamenii de autoamăgirea lor interioară. Trebuie să le arate că ceva în ei trebuie schimbat Pocăința este metanoia, schimbarea gândirii, nu schimbarea comportamentului. Deci pocăința poate doar fi înțeleasă atunci când știi, aha, la ce trebuie să renunț. Că pocăința este renunțare. Pocăința e renunțare, dar nu renunți la ceva bun, renunț la o înșelare de sine. Și ce este calea de ieșire? Arăta calea spre viața oamenilor. Și credeți în Evanghelie. Deci ele merg împreună, trebuie să dau drumul la eroare și să o dau pe cealaltă. Exact ce Ioan botezătorul arăta prin botez. Și apoi a venit să facă ucenici și urmași care să continue lucrarea sa până când el se va întoarce pe norii cerului. Vom studia în aceste puncte ale lucrării lui Hristos. Acum ne întoarcem la rolul lui Ioan botezătorul. El este în pustie și el îl prezintă pe Iisus ca mântuitor. El mărturisește despre el ca fiind Melul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Țintește cu degetul, arată cine este el. El arată nevoia ca toată lumea trebuie să-și schimbe fundamental viața. Ioan Botezătorul are un mesaj nou. Oamenii vin la el și spune, pocăiți-vă! Și dacă citiți Luca, cred că capitolul uh, 2, acolo veți vedea uh, nu, Luc, capitolul 3, veți vedea cum provăduia Ioan uh, Evanghelia. Se merită să o studiați, pentru că vedeți clar că el știa pentru fiecare ce trebuia să schimbe, adică la ce trebuia să dea drumul și să -și ia o viață nouă și nu boteza pe oameni decât atunci când ei au înțeles mesajul. Botezul era imaginea a renunțării la viața veche și a preluării unei vieți noi. Aceasta era mesajul lui Ioan Iisus Hristos, așa spune Marcu, după ce se întoarce din ispitirea în pustie, el zice, pe când trecea Iisus, pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simion și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o în mare, că erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. A mers puțin mai departe, și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Deci Iisus, când vine înapoi, când predică Evanghelia, nu doar predică, ci își alege niște ucenici. Și vedem de unde și alege, și anume, din, din oamenii cei mai simpli. Dar ca să devii din pescar de om, pescar de pește, pescar de om, este un lucru măreț. E o școală prin care trebuie să treci. Și acum, întrebarea care mi se pune ție și mie este, mai cheamă Iisus ucenici în lucrarea sa și astăzi? Te vezi ucenicul lui? Te-a chemat El să fie ucenicul Lui? Pentru că nimeni nu poate să fie ucenic Lui atât timp cât mai are mrejele sale, adică stă să lucreze pentru sine. Iisus i-a chemat să lucreze pentru El, pentru mântuirea oamenilor. Nu există o chemare mai înaltă pe care o avem decât să știm că suntem chemați de Hristos în ucenicie. Mă bucur că m-a chemat pe mine să fiu ucenicul lui, să merg după el. El fiind învățător, m-a făcut și pe mine învățător. El ne cheamă să lucrăm cu el pentru un singur scop, și anume mântuirea celor din jurul nostru, arătând dragostea sa omenirii. E bine când mă mai cheamă ucenici, eu mă bucur. Sper că și tu îți cercetezi viața și ajungi să ai o concluzie clară. Iisus m-a chemat și eu îl urmez. Amin.